Ludovic a venit la un prieten de-al meu, un liberal foarte mișto, un băiat admirabil, primar la Drăgășani. Și ăsta m-a rugat pe mine să organizez și am făcut un festival al tarafurilor tradiționale. La Drăgășani. La Drăgășani. Eu, președinte de juriu, și-au venit. Tarafuri din Transilvania, acum așa... Lăutarea adevărați. Da, nu mai ai lăutarea adevărați, da. Și la sfârșit, la gală, am zis, bă, dacă sunt șef de juriu, măcar să dau o lecție de cum înseamnă un taraf. Și am venit eu cu băieții mei, cu taraful meu, cu Mărine la nunta ta și toate alea trăsne. Eu cu copza și taraful lângă mine. Și țambalul. Și obligatoriu, țambalul. Bă, și vine Ludovic, că îl trimite pe primar și ăsta spune ce, mai este, vrea și domnul ministru să cânte și dânsul. Era ministru? Da. Era la transporturi, cred ministru? Cred că da, cred da. Că da. Da, era la transporturi, că am avut și replica legată de asta. Și totul vrea să cânte. Păi, ce mă interesează? Să fie aici, niciun fel de problemă. I-am spus, floricele rău la țambal. Vezi că vine domnul ministru să cânte. Te ții după el, adică vedeți că omul nu e... O să mai astea, că ne luăm imediat ce suntem... Știi, prin lăutări, lăutări. Bă, și s-a apucat să cânte vorba. Dacă filma cineva, reacția lăutarilor, ăștia care se uitau, nu-l găseau, când îl prindeau, ăsta pleca alături fals în permanență. Bă, a cântat atât de prost. Sigur că lumea de complezență era ministră, că așa e română, știi, nu știu, să dea cu ouă, să fluere, decât când dau ordin. Încolo e urmate din palme, ne-a rămas chestia asta, știi, la un moment dat. Doamne, și-a cântat și după ce a terminat, el a venit pe scenă. Și am spus, domnule ministru, după ce v-am auzit cântând, am ajuns la concluzia că trebuie să mă fac ministru la transporturi. Și pe urmă ne-am dus la un chef, înțelegi? Bă, tu percepi că l-a trimis pe șofer să vină cu chitara să-mi cânte, că să-mi demonstreze mie că el stă cu chitara în mașină în permanență. Are în portbagaj chitara. Da. O pasiune pentru chitara. Da, foarte bravo lui, bravo lui. Eu l-am stimat pentru chestia asta. Pasiunea lui, da? Să nu și... să cânte acasă.